Sâmbătă 7 noiembrie 2020, am plăcerea să mă aflu în localitatea Filipești de Pădure, dacă nu greșesc, da? Da, Filipești de Pădure. În crescătoria unui mare campion, o persoană extrem de cunoscută, apreciată și foarte serioasă. Este vorba despre multiplul campion, domnul Mitrescu Iulian, pe care îl salut. Ce faci, Iuliane? Am venit printre porumbei. Am venit peste tine astăzi, vrei, nevrei? Știu că ai avut de asemenea în anul 2020 de excepție, cu rezultate foarte bune în campionat și în 2019 și în 2018. Eu am venit ultima oară acum câțiva ani la tine, de atunci n-am mai trecut, dar am zis că e cazul... Începuturile mele. Așa, e cazul să mai trec pe la tine aici, să ne mai povestești despre păsări, despre rezultate, despre secretele tale, dacă le ai. Ia vezi cine acolo. Dă-ne câteva detalii. Știu că ai obținut și un excelent loc 1 la Brașov, la Colmodrom, la... Sorin Răuță, împreună cu prietenul tău, Iremia... Da, porumbelul este de aici, din crescătorie. De aici, din crescătoria ta, nu? Dă-ne câteva detalii acum despre rezultatele obținute în campionat. Cum a fost 2020? La fel de bun? Da, la fel de bun 2020 ca 2019, cu rezultate toate bune în primul. Am văzut că ți-ai scos o listă și nu e toată. Am scos că nu îi știam pe toți, sunt atât de multe să nu omis sau să greșesc un loc. Zine câteva date despre... Despre succesele de anul ăsta. Să începem cu maturii. La maturii, la categoria general palmares 2 ani, am tineret, am locurile 1, 2, 3 și 4 la nivel național. Super. Anul trecut acești puii au concurat și au fost în primii 6 din ei, în primii 12 național, la categoria general puii. La categoria A Super Tineret, anul 2020, am locul 7, locul 9, locul 12, locul 16, locul 20 la nivel național, UCB. Bravo, bravo! Și anul trecut campion național la aceeași categorie, la AS Fund Palmares 2 ani, am locul 4 și locul 19 la nivel național și... La demifond palmares tineret am locul 14 național, la AS Super palmares 2 ani am locul 3, locul 5, locul 8 la nivel național. Super. La viteză pui am locul 13 național, soră cu 2 campion național de anul trecut și la A Super Maraton Extrem Tineret, 3 peste 1000 de kilometri, am locul 13 național, anul trecut locul 4 național, la 3 peste 1000. La Maraton Tineret, anul acesta, cu o surpriză și pentru mine, o femeie de Gus Cristian și Freddy Van de Hăde reușește să facă 6 puncte la categoria Maraton, porumbei care e de viteză de mifond. Cum are și performanța asta? A fost o întâmplare. Femeia venea foarte târziu acasă la început, la 100 de kilometri și la 200 și până a început să avanseze și când am băgat primul maraton a luat locul 2 la prima etapă și la următoarea locul 1 cu avans. Și am făcut 6 puncte la categoria maraton tineret, locul 5 național. Bravo. Iar pe județul Prahova sunt rezultate fantastice de la 100 la 1000 de kilometri pe tot județul. Și aici se vede și valoarea, că cu județul jucăm. Da. Nu știu, pentru UCP în Prahova e o concurență mare, adică numericul a crescut mult în ultimii ani. Da. Te ocupi la fel de bine de ei în continuare? Da, în timpul sezonului aproape nu mai fac nimic. Sau nu mai depun noi. Cele 3 luni care e campionatul, pregătire, armată, ore fixe, totul, mâncare. Vezi că lângă faptul că te și pricepi la ei, ai și marfă de calitate. Dacă nu e muncă, nu se face nimic. O să avem cei mai buni porumbei. Trebuie să stai de ei, nu? Da. Program ca în armată. Dacă ai zis toată ziua, îmi dau seama că cel puțin 80 ore, nu? Aproape toată ziua, dimineața și seara, obligatoriu antrenamentele, program. Numai în jurul crescătoriei sau îi și duci? Și mai și duci, nu numai în jurul crescătoriei. Da. La început îi duce și de 2 ori, la spre final și la maraton, o dată la 2 săptămâni, la 3 săptămâni, mai rar. Super. Da, du-te un sac de mâncare. Și să vă prezint acum porumbei. Imediat, stai să-ți filmăm, mai filmăm și o parte dintre porumbei de zbor. După aia o să te rugăm, dacă ești amabil, să ne prezint și pe câțiva dintre supercampionii tăi. Am văzut că ai prins aici într-o pliantă. Da, văd că unii dintre ei n-au terminat cu, nu, cu procesul puii, de înăpărlire. Sunt puii care au zburat în campionat și... Aha.
Boxe individuale, nu? Câte ai aici? 50 de boxe și urmează cele două compartimente la zborurile peste 900 de kilometri. Am slăbit puțin rezultatele, adică nu i-am primit 3 național. Înseamnă rezultate. Foarte bine. Îmi spune aici că o parte dintre porumbei mai încă pe cuib, acum am văzut câteva. Da, încă sunt pe cuib porumbei maturi, pentru că la anul se înceapă năpârlirea cât mai târziu. Îi las până în luna decembrie să aibă cuib. Da. Și îi separ până atunci sau îi lași împreună? Nu, de în decembrie până când îi împerechem din nou, cred că 1 aprilie, depinde de sezon și de prima etapă din campionat. Atunci îi separ, sunt nu? Sunt separați, da, până la prima etapă. Ah, înțeles. Și până atunci, până în decembrie, îi lași împreună, nu-i problemă. Până în decembrie împreună. Și lasă ouă? Îi lasă ouă și să crucească și să crescă puii, pentru că ei zboară văduvi tot sezonul. Da, super.